Un spațiu al memoriei culturale care și-a cucerit o recunoaștere națională datorită personalității pe care o reprezintă. Ne referim la Casa Muzeu Alexandru Donici din Raionul Orhei, care de 45 de ani atrage vizitatorii prin arhitectură, exponate, dar și locul pitoresc unde este amplasat muzeul. Grupuri de turiști, în special familii, se bucură de zilele încă însorite de toamnă și aleg să viziteze Casa Muzeu Alexandru Donici. Dincolo de exponatele de epocă, fotografii, cărți, deosebită este casa care a aparținut familiei fabulistului. Aici a fost inaugurat muzeul în 1976, iar până în 1971 a fost școala din localitate. Ca atare, muzeul se numără din 66, pentru că când era școală, deci eu personal am învățat aici. Ultima sală era o sală de expoziții. Aceasta este casa părintească. La 1806 aici s-a născut Alexandru Donici. Într-o familie de oameni înstăriți, casa este construită la 1765. E o atracție deosebită a vizitatorilor. Am venit cu copiii să le arătăm valorile Moldovei. Nu ne-am așteptat, chiar e frumos. O zi petrecută bine pentru copii. Mi-a plăcut cel mai tare poeziile pe care le-a făcut, fabulele. Musca l-a arat, mai multe. Până în 2019, în prag de iarnă, muzeul se confruntă cu numeroase probleme. Nu avem de ajuns cu combustibil cărbunii, lemne când ne încălzim cu ele. Dar când eram la administrația publică locală, știți dumneavoastră care este bugetul administrației publice locale. Noi acum suntem filiala Muzeului de Literatură Mihai Cogălnicianu. De acum am aprovizionat muzeul și cu lemne și cu cărbuni. Schimbări s-au făcut și la capitolul salarizare. Chiar și designul biletelor de intrare la muzeu a devenit mai atractiv. E cu poza lui Alexandru Donici, scrie toate datele, telefonul. Vinem cu mare plăcere la lucru, comunicăm cu multă lume, cu toți într-o cumăște. Muzeograful totul cu mască, excursiile se duc afară, se petrec. Mai mult de 7 copii înăuntru nu intră, de 7 persoane. Dezinfectantul este. În preajma casei se află o mărturie a spiritului creștin al familiei Donici, biserica, o bijuterie arhitecturală de o aleasă frumusețe. Iată, pe acest loc, la 1820, părinții lui Alexandru au construit o bisericuță din lemn și activat această bisericuță până la 1875. Cel mai mic ficior, Andrei, hotărăște ca să demoleze bisericuța veche și să construiască una din cărămidă. Cărămida a fost arsă aici la noi. Autorul proiectului este arhitectorul Rastrile și este o biserică unicală, este o părticică așa, dacă luăm a unei biserici din Sankt Petersburg. Ceva mai târziu a fost construită clopotnița de către arhitectorul bulgar Stoianov, iar sub această clopotniță se află cavoul familiei Donici. Anual, Casa Muzeu Alexandru Donici este vizitată de peste 20.000 de oameni.